Unul din șapte copii din regiunea vest a avut în ultimul an unul sau ambii părinți plecați să muncească în alte țări. În cifre absolute este vorba despre peste 48.000 de copii, reprezentând aproape 15% dintre copiii din regiune, potrivit unui studiu realizat de organizația Salvați Copiii. În ultimii trei ani, județele din regiunea vest au pierdut prin emigrare, cu schimbarea reședinței, chiar și echivalentul populației unui oraș. Spre exemplu, județul Hunedoara înregistrează un număr de aproape 12.500 de persoane în această situație, cât populația orașului Călan. Datele studiului Salvați Copiii arată că unul din cinci copii cu părinți plecați la muncă în străinătate are mama plecată, iar unul din 14 are ambii părinți plecați la muncă în străinătate. În două treim din cazurile în care ambii părinți sunt plecați, bunica preia sarcinile de îngrijire ale copiilor. Un sfert din între copiii cu mama plecată au avut nevoie de conciliere psihologică, pondere semnificativ mai mare decât media la nivel național și logopedie. Abandonul școlar și o stare de sănătate mai precară se numără printre costurile pe care le plătesc copiii în urma migrației economice a părinților. Sunt deja câteva decenii de când generații întregi de copii au crescut fără părinți alături, aceștia fiind nevoiți să lucreze în alte țări. Este un fenomen social de amploare, cu consecințe stratificate și care necesită o abordare complexă, atât prin servicii de sprijin psihologic și educațional pentru copii, cât și prin servicii de consiliere și sprijinire a părinților să fie prezenți în viața copiilor lor în pofida distanței, spune Gabriela Alexandrescu, președinte executiv, salvați copiii România.